stai cu mine. Păi nu mai stai. E josnică, stai să te miroasă la la... Și până jos să coboare, tu femeie care îți plăcea de codruț. Atât am vrut să zic. Crezi că nu mă clintești viața mea? Eu ți-am dat un exemplu. Mai încearc. Ți-am dat un mai exemplu. Mai încearc. Cu Adelina, mai încearcă. Tot, nimic mai mult. Dar mai încearcă, că ai forță. Ești dulce cu mine și vorbești frumos cu mine, numai când se închid camerele, codruț. Ocolite, că înțeleg, Radu, am 21 de ani și înțeleg și eu destule. Ești sau te prefaci? Bravo, vrei să te-i jur? Nu-ți mai da grade! Tu îți dai grade că vorbești în afara emisiunii, discuțiile pe care le-am avut noi! Și Radu, de fiecare dată când vine vorba de Georgiana, întreceți limita și nu înțeleg care-i motivul. O, ce? Nu mai vorbești cu mine doar că ți-au zis să mai vorbești? Nu, dar au zis că eu n-am vorbit ieri. Păi n-am vorbit, dacă n-am subiecte, de ce să apar așa, ca să vorbesc, că era să-mi bag în subiecte? Ori, auzi? Dar în ce auzi? Vrei să te bagi? Cu ce? O, e bine că Daniela, mă observi pe mine. Ori ieși tu pe buton, vrei să bagi în relație, ori îți place de el, ori vrei doar subiect. Place de el, da. Și mie. Foarte bine. Ce dauna. Eu am zis doar că sunt trei variante. Ce ești, mă, super? M-ai supărat-o? Lasă-mă, Mădălie, crezi că am uitat ce te-ai făcut în gală și pe unde ce îți mai place viața? Nu mă interesează de ea. Dar nu mă interesează nici pe mine de tine. De ce? De ce? Vezi de treaba ta. De ce? Că nu mă interesează. Eu încă eram cunoaște cu Antonia. Mi s-a părut cel mai drăguț? Facebook. Mamă, ce pei! Uite aici, cuplul real. Stai aici. Bagă-te în relația lor dacă vrei materiale, că tu vrei material. Eu vreau material! Ba, nu mai suport! Dacă se bagă în relația noastră, face material. Eu nu vreau, eu nu mă bag. Băi, Radu, băi, băi, dar tu... Băi, dar ce... Lași așa să te... Hai, fă-ți subiectele pentru care ai venit! Nu, no, păi eu m-am supărat pe ea, nu ia pe mine. Ai, stai cu minte. Vezi că am fost la ea? Auzi, am încălcat regulamentul. Așa? Nu, brațe, nu cu pat, nu, nimic. Nu. Păi te-ai pus în față ei, ce te-ai pus lângă ea? Vino, că fac un gest, încălcat regulamentul, a doua oară. Așa. Și tu, ce mi-arăți? Păi, supărare, da, dar era vina... Nimic, nu mi-arăți. Nu era supărată din cauza ta? Nu. Cum o sta fata aia cu tine? Ca sta și eu. Ca sta și eu zic. Ia stă așa, vin la ea. Cum o sta? Cum te suportă, băi? Cum te suportă? Ești insuportabil. Nu știu că am venit pentru... Dați conexiune, vă rog. Cum am vorbit că m-am dus acolo? Dați conexiune! Dați conexiune! Uite-o cum stă, uite-o cum stă. Bă, are și eu ăsta. Încetează, măi! Care ești? Ce? Bă, te-ai sperat. Are dreptate. Zi, Adena, ce... Mă, nu-ți convine la... Cum pace dacă nu-ți convine? Iau ce mă speriai și de tine. Te lasă, Adelina. Tu când ești supărat, eu te înțeleg, da? Când ai o stare proastă, te înțeleg. Când ești supărat din alte motive, vin și încerc să te ajut. Bine că ți-e spasă, mai lasă. Tu la de teatru ăsta al tău, ieftin. Problema, știi care? Că vii, vorbim prin mesaje, n-ai nimic, da? N-aveai nimic. Intri în casă, te sucești 180 de grade când mă vezi pe mine și faci pe supărata. Ce vrei, să trag de tine? Nu e adevărat, lasă că te văd cum vorbești ca un lac. Eu vorbesc de tine numai frumos tot timpul. Eu vorbesc frumos de tine tot timpul și tu faci numai figuri. Că nu dai toată discuția, lasă. Dai și joacă-te cu aia, că și aia, lasă-mă în place și lasă-mă în pace pe mine. Dar aia, Adelina, ce ai? Dacă îți vine un gagică tu... Îți vine gagică de la tine. Lasă-mă în place, fugi, zici, lasă-mă în pace și fugi după el și tu. Chiar am n-am chef de voi. Am fugit după tine, eu. Păi dacă zice mie că vreau să fac materiale cu Madalina, ce eu lasă să zică ce vrea el? Sau el, vă jucați cu pernele, zici că nu-ți place, dar te duci după el. Păi el a început. Zici, lasă-mă în pace, dar te duci după el. În alții la tine le spui, nu mă atingeți, dar ăsta se atingă. Ia la casă, ia altul. Te oprești. Acasă. Bă, Adelina, știi care e problema? Unul la mână, cu fata asta, doar am spus că sunt trei variante. Unul la mână, nu-mi da tu mie variante, că văd, am șoc. Da, și s-a dat conexiune de 7000 de ori. Ce?
Nu spune tu mie nimic, nu încerca să te justifici, că am văzut pe conexiune e suficient, încă să-mi dau stoc. Așa, și ce ai văzut? Că mi-a zis că tu nu l-ai băgat în seamă și că mi-a zis că vreau să fac eu materiale cu Mădălin și mă lua la mișto chestia asta, adică glumea. Și eu nu mă simt bine și n-am chef să vorbesc. Absolut nimic, da. Adelina, problema e că nu ai nimic când vorbim, când vin acolo și în care regulamentul să te văd, stai ca mumia. Tu nu ai o bucurie când mă vezi. Înțelegi? De-aia am și plecat. Ai tu. Și în momentul e bine că ai tu. Ascultă-mă. E bine că ai tu, Radu, da. De bine, de rău, eu măcar vin lângă tine. Înțelegi? Vreau să te văd. În momentul în care vin acolo și te-ai pus în fața mea, te întreb ce faci și vorbești. Băi, Radu, ți-am spus că te-ai dus, nu te-ai dus lângă ea, te-ai pus în fața ei. I-am spus sau nu i-am spus, dacă tot zici că te-ai dat pe o stare proastă, poți să... Am întrebat-o și pe ea. Poți să înțelegi că am și o stare proastă, poți? Și am întrebat-o și pe ea. Tu cum ai reacționat când avea un iubit și ar veni nu la tine? Nu ai întrebat-o așa, ai zis? Ce mă? Aia când mă duc la ea stă așa. Păi că nu-ți convine, de ce mai stai cu mine? Păi nu mai stau. Nu mai stau atunci. La revedere. Nu mai stau să... Iar nu mai stați. Mă, dar nu vrea să înțeleagă, băi, de-aia... Ta, bă, dar și tu ești exagerat, frate. Vrei când te vede să leșine, să facă... Bă, dar vin, ridică-te să hai că m-am comportat frumos tot timpul. Dar stai la masă, vezi că... Așa, stai prost, să poți să înțelegi. Taci din gură, că încep să vorbesc prost. Vezi că vin de pe scări, tu stai așa trântor la masă și nu te ridici. Bă, ridică-te, pupă-mă, că de-aia am venit la tine și după aia îmi zici ce te apasă. Înțelegi? Dar nu sta ca trântor, nu-și vrei, după ce că vin eu când vin să te pup el, să te... Ce mai vrei? Eu când vin la tine în casă, păi eu da, dar nu mi se pare normal din partea ta să joci cu Daniela atât timp cât ai iubit-o. Dar nu m-am jucat cu ea. Nici o iubită n-o să accepte. Nu am cerut voie să vin la tine acum să vorbesc. Da, nu mai am chef. E spirit de glumă, băi, frate. Nu contează. Exagerează Adelina acum că n-are să se supere. N-are pe ce se supere că era ea vinovată și mă scoate pe mine vinovat. Cum de la început nu te-a plăcut? Poate... Dar știa că e bine să dai într-o fată. De... Nu mai ești un conflict cu o fată și de asta. Păi bun, dacă el făcea chestiile astea la început, tu nu te gândești? Pentru că gândește-te când a venit și în prima tot zi. Și tot Vlad te-a pupat. Da, gândește-te când a venit este... în prima ascultă, zi. Ascultă, uite că e și Vlad și gen Vlad știi, ai încredere că spune adevărul. Dacă el a spus și a făcut chestiile astea de la început cu tine. De ce? Cum s-a întors roata și s-a... M-a plăcut de la început, ce nu înțelegi. Păi bun, te-a plăcut. Dar cum de după ce a fost cu Alina, fix după o săptămână sau ceva, în genul a venit, a făcut pași spre tine sau... El le face, el le face, frate. Hai măi, pe bune. Nu era bune. Bune. Știu, n-am vorbit cu asta. Îi plăcea. Nu știu, nu pot să zic că știu. Tu aș minți dacă zic că știu. N-am vorbit de chestia asta. Am vorbit numai după. Spune tot ce știi, dă cărțile mă pe pun pentru că după, dacă zic multe chestii, se zice că ori că mint, ori că îmbălești. Și nici să mă pun eu să vorbesc cu de ce spui că știi dacă nu vii exact, că știu, frate, pe atunci spune. Frate, lăsați, că nici nu vreau să vorbesc despre el, pentru că eu dacă vorbesc sau încerc să vorbesc cu el, n-ai văzut ce faci, n-ai cum să ai o conversație cu el, frate. Cum să n-ai cum? N-ai cum, pentru că eu dacă mă dacă am reușit să am o conversație, să ai și tu. Nu, în sensul ăla, adică eu dacă spun ceva despre el, el începe și vorbește în continuu și zice că n-ai două clase și așa mai departe. Păi, frate, nu, dacă vrei să vorbești... Doar o dată, poți să faci. Multe ori, uite să vezi. De multe ori a spus și multe chestii care din cauza asta nici mai vorbesc cu el. Păi eu știu că e așa. Păi da, și asta zic. Vă atacați reciproc. Eu nu cred că l-atac. Să vină și el să zică chestii pe care le auzi despre mine și sunt adevărate sau nu sunt adevărate, dar să mi le zică, nu? Ne zice că stau în urmă la Radu prin ceea ce fac, dar... Asta așa e, bă, bună, sunteți prieteni, frate, să vede. Nu, el zice că stau în urmă la Radu, dar el cu cine? Pe spatele lui Radu Sarbitan? Cu cine a avut conflictele și cu cine a vorbit? Da, dar cine l-a băgat în seama, nu ăsta, în prima zi? Să fim serioși acum. Radu n-a făcut niciun gest deplasat. Adelina, a văzut de la început. Că m-a tachinat cu tine, cu faptul că am făcut eu material cu tine. Păi, dar la cine te-a deranjat? Și ai vrut să nu-i faci lui jocul, să-i spui că te joci cu mine și te-ai zis să te joci cu el. Aia e. Nu, doamne, dar n-a fost o joacă. Pe mine chiar mai nervat când i-am urmat. Acum ați spunea că te-ai jucat cu el, acum că nu-i joacă. Păi da, pentru că după ai dat-o... Ia, ia.
Ia uite. Uite, vezi? Nu, eu joc, eu bătaie, nu? Asta zic. Da, eu bătaie. Nu mai da cu pernele în iac, după aceea ce mai dau eu. În cap. Îți dai seama, e un gest Andru, mi-a zis că mă place, i-am zis că-l plac, sau care a fost ideea? Păi stai așa, că n-ai cum să faci asta, având în vedere care e relația. Ai picat super prost și în casă și la televizor. Nu sunt disponibil. Nu, dar și el așa. Știi cum e chestia? A, deci nu te interesează de rad. Iată și mai fă asta ca să mă faci gelos, măi. Mamă, dacă mai zici odată asta, că-l fac gelos, dar nu. Așa faci ca să faci ceva. Ești, mă, te fac pe tine gelos, mă, și interesează. Eu înțeles că orice fată din casa asta face ceva, îl face pe el gelos. Da. Nu. Uite, uite. Bă, omule. Hai. Deci nu mă faci. Vezi la microfon. Mă, dacă poate. Să nu te uiți. Microfonul! Cu apă. Microfonul. Să nu iluzi. Ce? Nu iluzi microfonul. Deci că e gata, hai să ne calmăm. Dar nu sta lângă mine, că mă apucă. Ce te apucă? Criză. Iubirea, dragoste? Bă, A, de mă iubire nu mai fie. Bă, dacă ți-ai zis să nu stai, nu sta. Dacă ți-ai zis să nu stai. Stai, cum faci? Bă, vezi că uzi microfonul. De să-l ia cineva pe ăsta după mine. Ta, boss, dar ce ești așa agresiv? Uite și tu mai și udat deja. Pentru că ești... Toată lumea crede că vreau să fac material cu tine, auzi? A, și asta te deranjează pe tine? Da, te interesează jura lui mine? Nu, vreau! Păi, dar nu facem materiale, mă, doar vorbim. Acum te interesează jura lui mine? Deci ai văzut? La vorba mea. A, și acum... Asta e datorită mie! Uite, acum iar mai evită ca să-i facă jocul lui Radu. No. Cum se face? Și acum vorbești cu fratele lui Radu Codruț, nu știu cum se face, și cu Vlad, care s-a aliat cu el mai nou. Ia și Adriana e sorsa, nu? Mădălin, și Adriana e sorsa. Ia uite, mă, știi sorsa. Ia s-a îndreptat la frații de el. Nu mai vrei cu frații de el ca să nu mai fie acuzat. Nu mai bun. Mi-ai dovedit că acolo vrea să ajung. Am zis să ne jucăm, să ne distrăm. A venit poate să ne opare brățara. E josnică, stai, este miroasă la lață. Și până jos să coboare, tu, femeie care îți plăcea de Codruț, atât am vrut să zic. Vezi că nu mă gândești viața mea. Eu ți-am dat un exemplu. Mai încearc. Ți-am dat un exemplu. Mai încearc. Cu Adelina, mai încearc. Tot, nimic mai mult. Dar mai încearcă, că ai forță. Ești dulce cu mine și vorbești frumos cu mine, numai când se închid camerele, Codruț. Mă, e pe ocolite, că înțeleg, Radu, am 21 de ani și înțeleg și eu destule. Ești p*** sau te prefaci? Bravo, vrei să te înjur? Nu-ți mai da grade! Tu îți dai grade că vorbești în afara emisiunii discuțiile pe care le-am avut noi! Și Radu, de fiecare dată când vine vorba de Georgiana, întreceți limita și nu înțeleg care-i motivul. Dar cum se face că vorbești mereu numai cu oamenii cu care mă cert eu? Adică de ce nu vorbești, uite, cu un Claudiu, cu un Ahmed? Bă, nu cu ăsta, nu, că ăsta mă cert acasă. Uite, vorbește cu Claudiu. Claudiu e singurul în care n-am nimic. Te las să vorbești cu el. Deși... Să te lași tu, mă! Păi nu, dar ea încearcă acum să mă facă gelos. Dacă vorbești cu... Bă, iau-te-ne! Nu, 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 Nicușor, Nicușor. Iau-te-o! Doamne, câtă putere are femeia asta, mă. Ești din fața. Doamne, mea. Câtă vrăjeală ai, Daniela, da, vai, mamă. Mamă, no. Și luați. Că ai vrăjeală. Bruce Lee. Se vede, Daniela, se vede. N-am luat. De unde ești? Daniela, ești prea pe față. Ăla acum te instigă ca să nu iei tu. Ai dat-o din iubire. Te instigă ăla acum ca să nu iei tu. Ai dat-o din iubire. Ai dat-o din iubire. A fost iubire. Fii atent că a venit acum, s-a simțit atacat. Se vede rău. Ce am zis greșit? Am zis când am intrat în casă că vorbea foarte urât, nu? Și ce mai interesant? Avea un comportament urât. Și acum am spus doar ce am văzut urcă în ultima săptămână. Da, știu, știu. Și ce vrei să mi-i? Asta a fost părerea ta, nu. Și dacă am spus ce am văzut în ultima săptămână, nu, că am spus cuvinte frumoase despre el. El a supărat pe mine că-ți luai apărarea ție, cuvinte frumoase despre el pentru că sunt prietena ta. Nu, am spus ceea ce am văzut, punct. Așa gândește. Dacă el consideră că sunt prietena ta sau nu mai știe ce, e mai bine să păstrăm distanța. Că vrea el bună și atât. Păi, consider că e mai ok așa și evităm orice conflict. Figurile astea mă invidiază. Nu te mai faci chestii părate, te rog. Ce mai prefaci? Crezi ce vrei. Pentru a vă abona, apăsați aici. Pentru a viziona mai multe filmulețe, apăsați aici sau aici.